George Burcea a transmis un mesaj în mediul online după discuția cu Andreea Antonescu. George Burcea se pare că a reușit să depășească momentul tensionat dintre el și Andreea Antonescu, însă actorul a ținut să posteze un mesaj neașteptat pe rețelele sociale. Se pare că fostul soț al Andrei Bălan este destul de sigur pe forțele proprii și nu se lasă doborât de cel mai mic obstacol. George Burcea, mesaj neașteptat în mediul online. Fostul soț al Andrei Bălan a trecut prin momente dificile în ultima perioadă, însă nu s-a lăsat niciodată doborât de vreun obstacol. Chiar și după ce arta cu Andreea Antonescu de la TV, se pare că actorul a decis să treacă peste, dar totuși a postat un mesaj neașteptat pe contul său de Instagram. Vedeta susține că este suficient de puternică pentru toate problemele din viața lui și că întotdeauna va lupta pentru ceea ce își dorește. Obstacolele sunt doar în capul nostru, salutul diavol, a scris Burcea, în dreptul imaginilor cu pricina. Andreea Antonescu, mesaj dur la adresa lui George Burcea. Andreea Antonescu a intrat și ea în competiția Ferma, însă nu a fost primită bine de toți concurenții. Cel mai deranjat a fost, cu siguranță, George Burcea, fostul soț al Andrei Bălan. În plus, după ce și-a făcut apariția, cunoscuta artistă a dat primele detalii despre divorțul dintre Andreea Bălan și actor, ținând cont de faptul că interpreta de muzică ușoară este prietenă foarte bună cu Andreea Bălan. Eu cu Andreea Bălan nu suntem prietene la cataramă, nu suntem din alea de stăm bot în bot. Dar când e greu, știi cum suntem. Acolo. Ea, în momentul de față, este singură cu doi copii acasă și acuzată de infidelitate, în condițiile în care ei s-au despărțit strict pe probleme de droguri. A investit în relație. Mă gândesc că el acum trăiește cel mai înalt nivel al carierei lui, a spus Andreea Antonescu.